Hai să dau apa mai mică, că s-a mai încălzit. Cam așa. Deci, între plută și coșuleț, ar fi un 35 de centimetri. Uite, a luat și pluta aia de acolo. Băi, ești nebun, a luat și pluta de acolo. Era o plută acolo. Ia uite, bă, turații cu el. Uite-l, iată că e la eu. Ai fața mea, ia să vedem. E luat, mă, e luat. Uite-l, uite-l cum fuge. This is the Novak style. Vedeți, l-am prins de buză. E filmat, e tot ce trebuie. Haide! Haide! 12 bucăți de Novak. Băi, ești nebun la cap. Și a început să plouă, e ora 4. Bună dimineața, pescari, vă spune Shari Vlogger sau Fish Hacker, cum e numele canalului, deoarece pe acest canal mă ocup cu fel și fel de nebunii, de ale pescuitului, ca să fiu mai pe românește, de ale lui Mitică. Am venit cu alba mea astăzi la o partidă de Novak, 7 iunie, luni, sâmbătă și duminică. Știți bine că nu mă găsiți pe baltă, nu că nu mă găsiți, că nu se pescuiește dacă vrei să prinzi pește, pentru că sâmbăta și duminica sunt foarte mulți și fac gălăgie. Spun asta deoarece astăzi, luni, mă aflu pe Balta Boteni 1. Am venit tot aici, am vrut să mă duc pe partea cealaltă, dar e o familie care pescuiește acolo și face foarte mare gălăgie. Când zic mare, foarte mare gălăgie, da, și chiar dacă e luni, am evitat sâmbăta și duminica. În partea asta alaltă sunt vreo doi, mai vine unul, altul, pescari, dar totuși sunt pescari care fac liniște. După cum observați, astăzi, la partida de Novak, vreau să încerc din nou să văd dacă îmi iese exact ca data trecută și presupun că o să iasă. Astăzi e prima zi cu soare după vreo două săptămâni de ploaie și mi se pare că trage la asta, dacă nu mă înșel. Am venit tot cu trei lansete de data asta. După cum vedeți, una, cea din stânga, este o roșcată la jumate, sora celei roșcate, hai că e roșcată dacă e, cam bate vântul și observ mișcărica mai greuț, dar nu-i problemă, o să se mai lase și totuși știu că o să mănânce Novak azi. Nu plec eu fără Novak azi, fraților, deci nu am cum să nu am nicio captură. Iar pe cine avem noi în partea dreaptă? Celebra Mariana la 40 de lei, cel care mi-a dat-o acum vreo, cred că are 12 ani, mi-a spus că a dat 40 de lei atunci. Gen, acum ar fi vreo 80-90 de lei, dar nu, acum sigur e maxim până în 60 de lei. Dar contează că e foarte veche și e foarte, foarte bună, de aceea pescuiesc cu ea, ați văzut? Am lansete de pescuit de 3,90, mi-am mai luat încă două fidere de la Claumar și astăzi vreau totuși să prind niște imagini așa ceva gen, dar nu foarte de aproape, gen așa. Cam așa. O să montez eu masa. M-am venit, cred că, de 15 minute. Doar am pregătit nada, pentru că se pregătește foarte ușor. Am aruncat lansetele. Acum aștept mișcărică. Astăzi eu o să pescuiesc la fel cu nada de la Claumar. Uitați-o aici. De Novak, am mai avut jumătate de pungă acasă, desfăcută, am tot căutat, pentru că nu am mai fost la magazin să iau nadă și am uitat când am fost, am făcut cumpărăturile cu feeder, cu lansete și am uitat, spre rușinea mea. Dar nicio problemă, am făcut jumătate de pungă și mai am această pungă de 1 kg, sper să-mi ajungă astăzi. Este vorba de aceeași cantitate, mamă ce val a făcut acolo, aceeași cantitate, la 1 kg, ia să vedeți că e la ea, ia uitați. A băgat o jumate și a făcut un val chiar acolo. Așa, că mie îmi bate soarele în ecran. Și aici văd că, băi, ce mă enervează aceste valuri. Deci, ce fac eu pe acest canal mai exact, da? Și probabil pentru cei noi, hai că mi se pare că e mișcare scenică la Mariana mea. Cu ce mă ocup eu pe acest canal? Probabil vă întrebați, stai frate că de pescuit știe foarte multă lume să pescuiască. Corect, nimic mai greu de spus, dar totuși sunt foarte mulți, de exemplu am pescuit eu unde au fost foarte mulți pescari, am dat între ei pe o baltă și am început de la ora 1:30 și până la 4, deci imediat cum am ajuns pe baltă, am preparat nada prima oară, am sitat-o frumos, ceea ce n-au făcut cei care au fost pe baltă, nici nu știau că se sitează nada, doar doi au prins crap, era vorba de vreo 12 pescari, doar doi au prins câte un ciortan la
2 kg, 1 kg 800, iar eu pac direct 3 kg, deci nu e vorba de laudă, e vorba de tehnică. Nu știe peștele cine pescuiește, cine e la capătul celălalt al firului. Nu știe peștele niciodată cu ce pescuiești, cu ce fire, cu ce lansetă, cu ce mulinetă, da? Chestia ține de tactică, cum să-l păcălești, cum să fii cât mai invizibil, tocmai ăsta e și secretul și asta e frumusețea pescuitului, să poți să-l păcălești. Asta vreau eu să încerc în aceste vloguri pe care le fac, în fish vloguri, să descoper cum se prinde pește. Cel mai ok, ați văzut că de 2 ani și ceva m-am apucat și eu de pescuit, dar în timpul ăsta vreau să spun că am învățat foarte multe secrete și foarte multe taine. Hai că sunt taine! În general, mi s-a pus pata pe novac. O să vorbesc încet, o să-mi iau microfonul și la valiera, să-mi o pun eu aici ca să fiu... Uite! Uite, a pus-o pe lat, de tot. Asta. Vedeți că stă dreaptă și s-a pus pe lat. A, tocmai de aceea... și la aia mișcase un pic, la cealaltă. Tocmai de asta spun... contează foarte mult să fii atent pe lansete, pe plute. Mi-am luat eu două baterii la astea, am și camera pe care o am la piept și astăzi hai să o dăm un pic pe novac, pe liniște, prima zi de soare, luni, 7 iunie, de mâine se poate pescui și pe lacuri sălbatice, deoarece se ridică prohibiția, gata, se poate pescui și am și eu de mers la câteva zeci de lacuri. Sunt curios cum pot prinde novac pe Argeș. Din ce mi-au spus unii prieteni, că am prieteni foarte mulți în toată țara, băi, mergi cu mine să pescuim la japcă. Bă, frate, la novac. Băi, frații mei, eu nu sunt pentru japcă, nu mă interesează peștele de broadări. Pe mine mă interesează să-l capturez, să filmez. Cum pot să filmez eu așa ceva, dar nu fac așa ceva. Pentru că nu e ce trebuie, vă dați seama, mi-am făcut permis de pescuit, am tot ce trebuie, dar asta e, sunt unii care se duc... Se duc și pescuiesc la japcă, fraților. Pe mine nu japcă mă interesează. Pe mine mă interesează pescuitul sportiv, iar pe bălțile cu plată, din moment ce plătești o taxă în general, de ce să nu iei pește acasă? Sunt mulți care postează. Frate, am fost pe balta cu tare și am prins și arată captura cu un crap și câțiva carași. Și sunt unii care îi spun, băi, fumistule, ai luat toți și carașii aia. Dar nu sunt carașii atât de mici, sunt ca palma, dar așa se văd în poze. Eu știu care e combinația și eu am prins vreo 13 kg de caras. Și care mai de care, bă, că ăia sunt pești de acvariu, ăia trebuiau eliberați. Dar pe filmare se vedeau clar că erau cât palma, cel mai mic fiind cam așa, deci lumea nu știe. Vorba multă sărăcia novacului. Ai, că dăm în el acum. O să filmez toate scenele și cu camera aia și cu camera asta. Liniște și joc de glezne. Joc de bețe, hai. Hai că văd că se mișcă pluta. Nici n-am apucat să o arunc pe a doua. De-abia am aruncat-o, am... 6 minute, 7 minute. Tot așa cu nada mea promițătoare. A văd că se joacă la plută. E acolo, sunt borbolaci în jurul plutei. Și aștept să îl scot pe novac. Uite, se mișcă pluta. Uite. Să se ducă un pic în jos, aș vrea. Îmi bate inima ca la concurs. Hai că e ce trebuie. Adie foarte puțin vântul, asta e, dar novacul începe să fie activ, că na. Deja soarele încălzește apa. Haolei, acolo ești nebun, dar nu... Vreau, aștept o trăsătură mai tare, că îl mișcă cu botul. Mamă, ce tare e pescuitul la novac, deci îmi place enorm. Uite, bă, ce-o mișcă, bă, nu știu dacă... Da, mai încolo pun eu masa și o să pun camera. Un pic să o bagi la fund, așa, să fugă cu ea un pic. Un semn de la mai agresiv. Au și-a sărit peștele. Tot în cad de mie câteva bucăți de novac azi. L-am luat, frate. L-am luat, uite-l. Primul novac. Hai că l-am luat la roșia. Sper că nu se duce și în cealaltă. E micuț, se simte după el că e micuț. Dar l-am pișcat. Ia fiți atenți ce fuge cu ea. Mamă, uite-o plut acolo. L-am luat pe novac. Oh my god, a venit,
Aici. Cred că se vede, nu? Uite-l. Bă, câtă turație are, bă. Ia uitați-vă, mă, la el. Am pregătit minciogul, am pregătit tot. Ia uite-l. Hai că ți-am dat nada care trebuie. Opa, mamă, uite turație pe el. Fiți atenți cât de mic e și ce energie are. Poate scăpa în orice secundă dacă nu s-a agățat bine. Nu eu sunt de vină, gen. Dar dacă avem ce trebuie aici, hai că e ce trebuie. Ușor, ușor. El când vine, mătură tot și cam sperie tot, ce să zic. Ăla e primul venit, primul sosit. Mă bucură faptul că așa de dimineață, după, să nu exagerez, 25 de minute, hai că după 25 de minute am luat primul novac. Dați o secundă, să pun eu asta aici. Gata. Ei, astăzi am venit la novac și după cum se vede, am prins novac. Îl așteptam pe acest frumos și a fugit frumos cu pluta, nu am mai văzut-o. O să întind eu masa. Fiți atenți câtă putere are. Mi se pare că trage și la cea din dreapta. Deci astăzi, după cum v-am spus, 3 plansete atât. Pentru că e treabă bună, n-am mai mâncat de mult. Da. Ce v-am spus și în tutorial. Vedeți că v-am postat tutorialul cum, cred că e și la aia, că văd că o trage un pic în jos. Da, e sigur și la ea. Am văzut-o că s-a scufundat un pic în apă. Ia să vedem aici. Novacul. Frumos. E micuț, dar e bun. Acum aștept să vedem și celelalte capturi și poate mai prindem unul mare. Că mi-a venit spumele pe novac. Îmi place foarte mult pescuitul și drill-ul. E senzațional. Este foarte frumos. O să-i bag în sacul de păstrare, după care, la sfârșit, îi eliberăm pe ăsta mici, poate prin ceva mare și o să-l cântăresc, de fapt o să-i cântăresc să vedem ce e peste 2 kg se reține, da? Și la montura de substrat și la montura de deasupra, ce contează cel mai mult și ce e cel mai important, norul făcut de nadă. Nu știu acum ce puteți, deoarece m-ați rugat dacă pot să pescuiesc la novac cu ce am pe acasă, cu făină. Bă, frate, făina strânge, leagă, nu e ce trebuie. O pungă de nadă, nu știu, vedeți și voi tutoriale, vedeți și voi ce doriți. Dacă vreți să vă faceți nadă cu ce e acasă, dar nu garantez că puteți avea succes, da? Așa că cel mai bine, o pungă de nadă de la magazin, chiar nu e scumpă. Cea de la Claumar, după cum v-am arătat, nu e scumpă deloc. Iar cu un pliculeț de lapte praf 200 de grame, hai că tot la aia vă că se tăsomiște. La 200 de grame de lapte praf amestecat cu nadă de novac, pentru că nada de novac conține acel praf, acel nor frumos, chiar dacă nu adăugați laptele praf. Laptele praf nu e să facă norul ăla, e și dulceața, aroma aia. E. Uite la asta, uite. Nu știu dacă se vede. Și am aruncat-o ultima pe asta. Mamă, ce frumos a mișcat-o. Zici că a dat cu talanga în clopot. Mi se pare că și la aia trage, nu-mi vine să cred. O să le numesc stânga, mijloc, dreapta. Bine, în dreapta e celebra The Mariana Style. Hai. Hai că te văd nesigur așa pe tine. De nu joacă pluta aia sârba, fraților, dar să se ducă un pic în jos. Ia la cealaltă, uite-o. Ia, mamă, ce-am tras ca din curtea școlii. L-am luat? Ia să vedem. Ce n-am fost pe zonă, frate. Mamă. Nu-i problemă. Haide să o pregătim din nou. Hai că oricum o mișcă la una la alta. Fiți atenți aici cum fac eu combinația. Deci am cușulețul, cârlige, pufuleți, tot, da? Fiți atenți. Nada trebuie să fie așa ca o pastă.
ca o pastă. De textura mărului cu biscuite, mă uit și la lansete. Abia începe să încălzească. După ce presați, dacă vă uitați bine, excesul iese prin găurile coșulețului, da? Vă uitați aici să cadă bine pe zonă și gata, închideți coșulețul. Dar trebuie să vă uitați să fiți siguri că e ok. Băi, dar ce mișcare scenică am avut, bă. Știți ce fac eu acum? Ca să mai schimb strategia, că văd că gata cu vântul, o să scot acest pufulete și o să las cârligul liber. Ba nu, de data asta o să pun un pufulete și la două cârlige vreau să nu pun nimic. În două cârlige vreau să nu pun nimic, decât în acesta pun un pufulete. Așa, deoarece pufuletele are și rolul de a se îngreuna de la apă, gen. Așa, și mă uit la cârlige să fie bine aranjate. Această montură e de novac special, deci să poți pescui la novac, că na, bălțile îți dă posibilitate și voie să pescuiești cu mai multe cârlige, mai ales la montura de novac, ca să-l poți prinde. Unde îți dă voie? Care patron nu acceptă asemenea monturi, înseamnă că nu vrea să vândă din novac sau să prindă novac clienți, pentru că se prinde mai ușor așa. Sau, mamă, hai că mi se pare că a băgat-o pe aia un pic la fond. Sau ar mai fi combinația că, uite, la ăsta o să las liber, nu o să-i pun nimic în cârlic. Să încercăm, pentru că niciodată nu se știe. Mai e combinația că se poate pescui la novac cu acest coșuleț doar cu două cârlige, gen. Într-adevăr, se poate agăța și crap accidental, mai rar, dar na. Fiecare baltă, fiecare patron cu combinațiile lor. Eu m-am uitat pe net și am văzut, bă, frate, la Boteniu, nu? Exact așa am cunoscut eu balta. Poți pescui cu mai multe cârlige, de fapt, cu montura asta, nu cu mai multe cârlige. Pe mine m-a fascinat pescuitul novacului. Hai să dau apa mai mică, că s-a mai încălzit. Cam așa. Deci, între plută și coșuleț, ar fi un 35 de centimetri. Mai verificăm cârligele odată. Mamă, cum umblă novacul pe deasupra, mi se face sete de el. Să nu se agațe nimic. Cârligele să fie libere, da? Ia să vedem și avem aici montura perfectă. Hai să efectuăm și lansarea care aduce bună stare în sacul nostru de păstrare. Hai! Stop! Acolo e, acolo e. Dăm firul în jos așa că... Bine, nu bate vântul acum. Și unde avem ăsta? Aici. Pac! Și ne uităm la ele. Bă, mă, unde mi-a dus-o pe asta? Dar nu-i nimic în cârlig. A dus-o mai încoace și era tocmai acolo. Nu cred că s-a agățat ceva. Deci am aruncat-o tocmai acolo. Am pins-o novacul, că novacul împinge cu botul ca să ia din nadă. Uite-l, mă! Uite-l, mă, păi până când? Băi, fraților, trebuie să aveți răbdare multă la pescuitul de novac? Multă! Ăsta e cel mai mare secret, pe lângă nadă, pe lângă... Ia uite-l, uite-l aici, uite-l aici! Uite-l, 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 a venit. Îl trag mai încoace. Uite-l. Tot așa, mititel. Pare un pui de rege. Bahoi vă lasă rece. Hai că e frumos. Ușor, ușor. Îl țin aici. Uitați-vă, mă, ce bătăușe, mă. Uitați-vă puțin ce bătăușe. Mamă, m-am pus cu fundul în pichetul ăsta. Ia uite, ia uite, mă, turație pe el, ești nebun. Ăsta e drill ca lume. Uitați-vă și voi. Gata, să-l aduc mai încoace. Am ridicat vârful lansetei în sus. Cum se vede pe asta, se vede bine. Uite, mai e o plută acolo. Hai că o iau eu după. Să-mi aduc tăurașul ăsta. Nu vrea să vin aici, la mal. Hai, băiatul, ha. Fiți atenți, ce trage, el poate să rupă. Îl lasă să se ducă, îl aduc înapoi ușor. El poate să...
ori se rupe buza, poate să scape. Uite, a luat și pluta aia de acolo. Bă, ești nebun, a luat și pluta de acolo. Erau pluta acolo. Ia uite, bă, turați pe el. Ia uitați-vă, mă, fraților, drill aici. Bă, ești nebun. Uitați, a luat și pluta aia. Gata, l-am luat. Ia să vezi, e ceva la capătul celălalt al firului? Nu cred. Eu mă uit și la alelalte. Gata. L-am luat. Hai să-l pun aici. După care, stai mai măricel, după care o să facem nada de Novak Laumar. E mai frumos. O să-l cântărim, că mi-am luat cântar de data asta, mi-am luat tot. Tot ce trebuie. Fiți atenți aici, să vedem că am luat și o plută. A rupt cineva linia. Ia, cu cărlicul tot. Da. Uitați. O, e mișto cărligul. Al doilea Novak. Și acest Novak mi-a adus și o plută. Am scos eu pluta. Am scos alea de pe chilă. Are un gram. Nu-i rău. Vroiam să o iau cu minciogul, dar am zis că hai. Da, uitați că e partea nasoală, că mă încurcă pe mine. Bun. Haide prima oară să dezgăț de aici. Am mai văzut în comentarii, are 60.000. Ultima partidă la Novak. 60.000 de vizualizări. Bă, fraților, deci fiți atenți la ce cârlig l-am luat. La cârligul de la fundul coșului, da? Dar ultimul cârlig, ați văzut? Vine la cârligul ăla că e gol. Tocmai de aceea mi-am zis și eu. Băi, frate, ce-ar fi să las încă două cârlige libere? Să nu le mai amestec eu cu orice. Aha, hai că dacă am ochiurile mari la... Ăsta e ok. Mă uit și la plute, fraților, în timpul ăsta. Că dacă nu mă uit, pierd. Bun, asta o să o dezgăț eu. Mi s-a cam încurcat muntura. E bine să aveți mai multe. Ăsta e mai măricel. Și ăsta e puiandru, dar e un pic mai măricel ca celălalt. This is the Novak style. This is the Novak style. Vedeți, l-am prins de buză. Urât e, băi, ești de mult. Asta e, urât, neurât, ne facem treaba cu el. Îl băgăm aici la descântec. Însă colețul de păstrare frumos. Iar la sfârșit îl eliberăm. Îi eliberăm pe toți ăștia mici. O să opresc și eu dacă e pe cel mai mare. Un Novak, doi. Am avut, când l-am luat pe la mare, a tras și la aia și la aia. Bă, la toate trei, dar n-aveam cum să văd cu asta. Îți dai seama cum am fost... Cum am fost în partea aia de am luat crapul ăla, de l-am strigat la oamenii aia. Nu puteam să... Eram și obosit de la drill. Eu dacă n-am prins niciodată un pește așa mare. N-am... E da, ce căcat am dat, n-ai văzut, da, ce montură am făcut de pomenea toată corda și toate... N-ai văzut montură la arc și pe jumate de la arc? Așa am pus un de la. Deci asta pe jumate. Ce m-am gândit? Peștele dacă vine să mănânce, trebuie să mănânce de acolo ca să-l agăț. Uite-l, fii atent că e la ea, uite. Ai fata mea, ia să vedem. E luat, mă, e luat. Uite, uite-l cum fuge. Ia, asta-i dat drumul. Gata. L-am luat pe baby Novak. Ia uite-l, ia uite-l. Da, e tot micos, că se simte la mână. Ai văzut ce-o gâdila? Hai că uite, a venit un pescar aici. Un pescar care pescuiește pe lângă mine. La vreo 2-3 standuri. Și dacă tot e aici, să ia el. Să mă ajute el cu, ca să... Trag eu de aici, uite-l cum fuge și fii atent, să vezi cât de mic e. Să vezi turații ce are, stai așa. Vezi, ușor, ușor, ușor. Stai așa ca să vezi, că nu o să, când vine încoace să vezi cum fuge. Uite, de aia stau cu ea mai sus. Ia să vezi. Ia, să vedem dacă vrea să vină. Dacă nu, să vezi cum fuge. Ia, hai, îl păcălesc ușor. Stai. Ăla. Nu, nu, lasă-l ușor, uite, ai văzut? Când vede, când simte malul, fuge. Și eu am scăpat vreo doi așa. Nu azi, data trecută. Uite cât de mic e, fii atent ce turație are. Uite, dacă te uiți la vârf cum lucrează, mă. Ia, ăla-i. Mersi. Uite așa. E micuț, dar uite, vezi, culmea că intră... Da, intră Novacul, adică nu am ca în alte părți să tragă carasul, să tragă... Și fii atent la ce cârlig, uite, din lateral de data asta. Uite, vezi? Da. Nu la ăla, nu la ăla. Două trebuie lăsate libere, dar uite ce putere are. Cât de mic e. Uite câte bale lasă.
Hai, strigi dacă e ceva. Da, 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 dacă e ceva, mersi, salut, spor la fire întinse acolo. Pescar care pescuiește lângă mine a aruncat din mână la culansetele, l-a plantat cu vaporaș. Uitați de unde l-am agățat, s-a agățat bine de tot, dar aici nu mai scăpa. Ați văzut drilulețul și nici n-am apucat să o arunc pe cealaltă pentru că tot stăteam cu mâna pe lansetă. Poate vine, poate vine. Mamă, câtă putere are, bă, ești nebun, e numai mușchi. Dar nu se zbate crapă așa ca ăsta, frate. Ce sorb are, ești nebun. Zici că e pompă cama, ești nebun. Am luat novac, chiar dacă e mai mititel. Oricum, v-am spus, o să-l cântărim, să vedem de curiozitate care se reține novacul peste 2 kg. Ăsta oricum, cel care are 1 kg 800, 1 kg 600, gen se face în toamnă mai mare. Dar intră și novac mare. Băi, e bine că totuși am mișcare la ceva. Pe mine mă interesează și m-a interesat în principal să am prezentări. Și uitați-vă că am prezentări. Deci eu vreau pe acest canal, pe foarte mulți, să-i înrăiesc la pescuitul la novac și la pescuit, la pescuit în general, ce să mai zic, și la pescuit de crab, de caras. Vreau să vă apucați de pescuit, poate așa, nu știu, cei care au probleme, care au unele, ca să zic așa, depresii, de ce nu, sau depresie mai micuță, să poată scăpa de aceste probleme, pentru că pe baltă te relaxezi, sincer, te super relaxezi. Dacă aveți probleme cu nervii, nu aveți răbdare, nu vă apucați de pescuit. Mai bine vă uitați la mine sau la alți pescari și cu asta basta, că nu e treabă. Dacă nu aveți răbdare, deoarece pescuitul impune o răbdare de fier. De exemplu, am aici două cârlige pe care am pus aici un porumb flotant, am prins și la ăsta data trecută și aici avem o bilă de spumă. Iar la două voi pune doi pufuleți galbeni. Nu știu de ce, dar trage mai bine pe culoarea galben. Probabil pe alte culori le observă și galbenul nu-l observă. Eu place blondele, habar nu am, așa că hai să punem pe acela și pe acesta. Gata. Iar cârligul de jos întotdeauna va rămâne liber. Ia să vedem. Montura perfectă. Montura ideal de perfectă la pescuitul de novac. Asta e, dacă aveți răbdare și vă place pescuitul, cu siguranță veți prinde, pentru că un drill cu novacul, mai ales dacă aveți fir mai mic, da, mai ales dacă aveți un fir mai subțire, e și mai mișto un drill, mamă, sau o lansetă de spinning, gen, să vedeți cum se simte, cum se îndoie. Bun, și asta este distanța. Cu aceasta l-am luat pe cel de la jumate, cum ar veni. Deja la asta pe care m-a aruncat-o, cea verde, văd că trage. Ia uite-o. Bun. Tragem un pic să îndreptăm firul. Da, mi se pare că trage la aia. Uite-o, uite-o aici. Ia să vedem, se vede? Ia. M-am pus jos, că e mai frumos. Să pun mâna pe lansetă, văd că la aia ta... Băi, ceva îmi spune că astăzi... Uite, uite, uite. Să-i dau țepușa mortală. Astăzi e mai frumos. De mâine iar începe ploaia, o săptămână de ploaie, dar ploaie mai mică. Ploaie mai puțin tică, nici chiar ca zilele trecute. Trebuie neapărat să ne obișnuim să pescuim pe orice anotimp. Că e ploaie, că e frig... Am avut activitate frumoasă până acum, e ora 9.35, am luat 3 novaci. Desigur că nu am fost aproape de lansete, că am mai scăpat, de fapt am scăpat două trăsături, două scufundări de plute. Ce să mai facem? E 9.38 acum, am un prieten greieraș care vorbește cu mine aici și după cum vedeți se anunță cam așa. Am prins... 3 novaci, aici cam dă să joace, a început vântul foarte puțin, acum e vântul așa, nu e o problemă, mai pune peștele în mișcare, mai, și aici, deci am luat doar la cele două roșcate,
Băi, frate, trebuie să fii cu ochii pe plutele astea. Hai de cap meu, ceva de speriat. Nu ești cu ochii pe ele, nu faci nimic. Le pierzi imediat, instant, pentru că înțepătura nu e la fel să se producă ca la crap, auto-înțepare, gen unde-i pluta? Uite aici. El dacă s-a agățat puțin, se scutură, dă din cap, se întoarce și iese cârligul. În momentul când e mișcare mai măricică pe plută, pac, atunci trebuie înțepat. Da, am mai avut și încă două înțepări pe lângă două rateuri, că nu s-a agățat peștele și când am tras, nu am luat nimic, adică sunt convins că l-am scos direct din gură. Hai că pare că e la ea tot la jumate. Umblă novacul peste tot. Aici văd că o tot țăcăne. Trebuie să fiu atent să-i dau cepușa la momentul perfect. Trebuie apreciat perfect. Sincronizarea trebuie să fie perfectă. Cum e pluta un pic în jos sau în lateral, pac. Că altfel doar împinge cu botul un coșuleț și nu fac altceva decât să-l sperii. Hai că vine el, ia să vedeți voi. Știți bine că o să primi mai mulți. Acum probabil vă uitați la premiera acestui episod și n-aveți cum să derulați decât să vă uitați până la capăt. După aia puteți derula, dar până un alta vă uitați. Uite, uite, uite! Ce novac a fugit! Era mare, băi! Nu l-am luat! A băgat un pic în jos, mamă, și ce valuri a făcut. L-am speriat, era mare, bă. Oh my god, Casablanca. Hai de capul meu. Hai, încă o dată. Ce mai fi de lăfat? Hai că mai luat unul. Ia uite, fii atent unde a fugit ăsta. Hai că vine încoace. Am luat până la urmă la Mariana. La ce? La Mariana. Lansetă de 40 de lei, care are, cred că are 12 ani. Fiți atenți că a venit, ia uite, se vede după vârf. A venit aici în stuf. Uite-l aproape aici, uite-l. A, uite-l, ce frumos e. A, uite, ce frumos e. Mamă, dar ce frumos a tras. N-am avut, că dacă bate vântul, n-am cum să filmez. Ia uite-l. A, uite, aici. Aici e lăsat să alerge un pic, altfel se... A, uite-l. A, uite. Hei, mamă, cum s-a dus. Cred că ați văzut. Ce vorbești, mă, dacă nu-l prinzi? Și nici nu fugi cu minciocul după el, îl aduci pe el la mincioc. Uite, câtă energie a prins aici. Deci el a venit lin, ușor... Gata. A ieșit din. Hai acolo, gata. Nu ne jucăm. Ai. Păi da. Păi până când, mă? Asta e. Pescuitul la novac implică, după cum vedeți, răbdare, v-am mai spus. Răbdare. Vedeți cât e de mititel? La un kil 600, un kil 700, cam așa. Nu, observați că... A, uite-l de unde l-am prins. A, uite-l. La ce cârlig? Că de fiecare dată vă arăt. La cârligul din lateral. Ia uite-ți, vedeți? Din lateralul coșulețului. Nu a mai scăpat ăsta, fraților. Nu mai avea voie să scape. I-am dat și agățătura mortală. Navă spațială direct. A, uite gura, vedeți? Aici, în gura, alunecă. Aici, deși că e pielea destul de moale, dar aici sus, cel puțin, nu intră cârligul, ia uite, nu intră, că e tare. Bun, și acum să pregătim nada, deoarece mai am puțină din cea veche, cea făcută mai devreme, prima de fapt, da? Din ce am mai avut, o pun aici, e umectată perfect și o pregătim pe cea nouă. E bine că am încă un kilogram, deoarece o să pescuiesc până mai târziu. Tot așa s-a anunțat zilele trecute, cam multă ploaie și
Nu e ce trebuie. Dar plouă, nu plouă, eu o să vin la pește. O să mă duc pe alte bălți. O să încerc bălți mai mari cu pești mai capitali. Am de testat mai multe nade și mai multe monturi. O să pescuim cu toate tipurile de monturi posibile și o să vedeți, pentru că eu vă arăt și vă dau câteva sfaturi, iar voi, dacă vreți să vă luați după mine ca să vă meargă bine, vă luați și o să prindeți. De exemplu, a venit cineva pe Boteniu noi și tot așa a prins, mi-a spus paznicul, ieri sau alaltăieri, și a luat 8 bucăți de novac, dar de ăsta mai micuț, tot așa la 2 kg. Deci avem 1 kg de nadă novac de la Claumar și aveți 5% reducere dacă introduceți numele promoțional Shari, codul promoțional mai exact. Bun, și avem aici lapte praf de la băiatul meu, pe care îl iubesc ca viața mea, și punem aici. Uitați ce fac eu aici. Pac, 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 pac. Hai că e ce trebuie, hai că ajunge, că e destul de scump. Bine, n-a vrut să-l mai folosească el și astăzi am ceva special pentru voi. Purici de baltă. În prima nadă nu am pus, am uitat. După care mi-am adus aminte, bă, era la fund ăștia. Două pliculețe de purici de baltă. Eu am mai pus așa și am avut succes, ca să fiu sincer. Și le desfacem cu sfânta gură. Să știți că mirosul de purici de baltă e, cum să vă spun eu, e mâncare de pești. E așa mucegăit într-un fel, dar eu am mai prins cu așa ceva. Mi se pare că e un leu acest pliculeț. La un kilogram eu pun două pliculețe, puteți să puneți și trei. E un leu pliculețul de purici de baltă uscați. Am mai citit eu pe niște forumuri din străinătate. Eu mă uit și la plute. În caz de ceva, vă anunț. De fapt, o să vedeți ce și cum. Și avem aici combinația, pot spune, fatală. Amestecăm un pic, după care punem apă. Vedeți că a mai fost de data trecută nada aici, nu mă deranjează. Văd o plută care se mișcă. Hai, joacă-te cu nervii mei. Știți cum îmi place mie să pescuiesc, da? La sentiment, adică când ți-e lumea mai dragă, uite-l, pac, pac, pac. Nu vine să cred că și de data asta, de fapt de data trecută, partida de data trecută, mai exact, am avut câteva comentarii cu că mint și că fac reclamă falsă. A comentat unul că reclama falsă în străinătate se pedepsește. E penală treaba. Bă, băieții mei, bă, treziți-vă, bă, la realitate, mă. Ce ați mâncat, mă, ăștia care comentați aiurea? Ce aveți, fraților? Eu zic așa, că v-ați trezit cu fața la cearceaf. Ăștia care comentează și care o țin pe-a lor. Păi cum să fie chestia asta când vedeți că eu îl scot din apă peștele? Vedeți când trage la mine? Păi sunt fish hacker sau nu sunt fish hacker? Atunci eram joker și vă păcăleam, nu? Ce Dumnezeu? Ce mă interesează pe mine? Ce interes am eu? Să prind și să vă arăt cum se prinde. Vă, eu v-am spus că eu nu vă mint niciodată. Da, așa puteam să zic, uite, bă, n-am pus lapte praf, n-am pus nimic, și să vă induc în eroare. Și n-aveați de unde să vă dați seama, că voi vedeați asta, nada, nu vedeați ce pun eu aici, nu? Hai, mă, fraților, ce facem? Noi, între noi, pescari, așa ne... Da, vedeți că, na, e lume și lume. Cum poți, mă, să gândești, să zici că pentru reclama bălții... Păi ce reclamă mai are Boteniu, nu, fraților? Într-adevăr, am contribuit eu foarte mult la reclama ei și merită. E o baltă, ce să mai spun, e singura baltă care e populată în așa hal, ca să zic. Nu vedeți că patronul are și el piticii lui, umple, derupe bazinul, n-ați văzut? Păi dacă baltă are pește, și au mai spus unii în comentarii, mă, frate, te duci la baltă că acolo prinde toată lumea. Exact asta sunt unele comentarii, câteva, nu sunt multe. Păi veniți mai aici și prinde și voi. Aici, sau mergeți pe o baltă unde e plină de pește și prindeți. Să vedeți că nu toți sunt pescari. Păi, nu prind majoritatea fraților pentru că nu folosesc tot ce trebuie. În general, să nădească,
O nădire grea. Nu, frate, a venit pescarul pe baltă, a pus un pic de mămăligă pe, că e scumpă nada, în ghilimele, a pus un pic de mămăligă pe arc, pe momitor și gata, el, au, și din 10 în 10 minute oftează, aprinde câte o țigară de supărare. Ăștia nu sunt pescari. Mamă, ce-i face la pluta aia? Hai. Uite. Hai. Hai, Mariana, nu mă lăsa. Se vede. O tot gâdi la aici. M-a îndoit-o un pic. E acolo novacul. Că e mic, că e mare, eu v-am arătat că sunteți foarte mulți care doriți să pescuiți la novac și nu vă merge. Nu știți, poate, cum se prinde, ce nadă, cum se face montura. Ați văzut că v-am făcut tutorial de la A la Z. Dacă faceți toți pașii aceștia, n-aveți cum să nu prindeți. Doar că trebuie să aveți răbdare, fraților. Eu pot astăzi să prind un singur novac. În toată ziua. Păi ăsta e, așa, nu trebuie să apăs eu pe buton să vină el să mănânce. Mănâncă el când vrea. E chestia că noi trebuie să fim acolo. Să schimbăm, de exemplu, dacă bate vântul mai des, din un sfert în un sfert de oră, 20 de minute maxim. Vedeți că sunt mulți factori care, dacă îi puneți cap la cap, e ca o înmulțire, ca o problemă de matematică. O găsiți rezolvarea imediat și după aia, imediat știți ce să faceți. Dar dacă voi luați după unul, după altul, vă uitați pe YouTube, că sunt unii care fel și fel de partide la pescuit filmează și te face să te uiți la 20-30 de minute și el nu prinde un pește, dar și eu îi las un comentariu în general. Bine, frate, am înțeles, ești pescar, ai spus în titlu pescuit la novac, am văzut la unii, nu dau nume. Și unde e novacul? Păi nu, că am fost la pescuit, asta nu înseamnă că am și prins. Păi și dacă n-ai prins, la ce te mai duci, mă, la pescuit? Să vadă lumea ce? Că ai dat cu nada respectivă și că nu ești în stare să prinzi un novac? Sau dacă n-am mâncat, nu mai filma. Mor pe ăștia care filmează și se duc la pescuit, că sunt foarte mulți. Eu am făcut mai multă lume să filmeze, să devină și ei. Ia, uite. Fii atent. Să vezi că îl iau pe ăsta. Mă uit și la celălalt. E la ea, uite-l. Mamă, ce bine. Ia să vedem. Cred că am tras prea de vreme. Ia. Cred că am tras prea de vreme. Hai că trage și la cealaltă de la jumătate. Ia. Nu l-am luat. Aha, nicio problemă, fraților, arunc. Asta nu trebuie să vă enerveze. Ia, uite, bă, am ratat peștele. Bă, da, prost ești, ca să-mi spuneți unii gen. Sau așa zic, ce prost e ăla de a ratat peștele. Bă, stați-mă liniștiți, aruncăm din nou, mă. Bă, noi facem peștii să vină la noi când vrem. Ce Dumnezeu, mă? Am pretenții de la majoritatea. Sunteți pescari? Dați dovadă de omenie, de tot ce trebuie. Păi, de câte ori am fost eu la pescuit și n-am prins ca să postez. Da, știți care e problema? Eu am fost la pescuit, dar n-am prins nimic. Uitați ce frumos, dar am prins experiență. Sau mai bine zis, uitați ce frumos e afară. Haideți să ne bucurăm de vremea asta frumoasă. Duceți-vă, bă, și bucurați-vă, bă, dar nu filmați ca să postați că ați fost degeaba. Vă faceți de râs, dar dacă unii nu-și dă seama ce să fac. Am fost și eu la câteva partide, de ce să zic că nu? Am fost, am și spus pe alte videouri. Bă, am fost și nu am prins. Păi n-am avut ce să postez. Nu am avut. Sau pentru 2-3 carași. Da, asta e. Unul e Fish Hacker în România, cel mai mare canal de pescuit și sunt și alții care vor să fie, dar nu au cum să devină, frate. Și am văzut unii pescari, vreau să zic că pescari de la, vorbesc frumos, de la mama lor, tot ce trebuie, chiar dacă sunt începători. Da, sunt pescari de treabă, sunt unii care sunt chiar de treabă și merită. Unii se axează pe pește mare, alții nu mănâncă pește, alții sacoșari. Bă, frate, sacoșar, nesacoșar, e dreptul tău din moment ce te duci pe o baltă cu plată, da? Dar, na, ce să faci? Lumea e mare, plăcerile nu se discută și tot așa mai departe. Deci, uite, trebuie să aveți grijă de cărlige. Așa. Și e montura gata. L-am luat și e... Mamă, cum a fugit. Ia să vedem, e măricel, că văd un val mai puternic. Deși că tot așa micuț e, cred că au fost mai mulți și au fugit. L-am luat. Mamă, și de când mă uitam la ea că o gâdila? Da, nu, e micuț ăsta. Se simte după el.
Să vedeți aici turați. Ia uite-l. Bă, în general, am mai luat eu și alți novaci mai mari și la de 10 kg tot așa. Am crezut că e până a venit mai încoace. După aia... Uite ce frumos e. Hai că ești frumos. Avem tot ce trebuie aici. S-a lăsat căldura, a început novacul să mănânce. Ia să vedeți cum fuge acum, fiți atenți. Ia uite. Ia. Ia uite. Ia să vedeți cum fuge, ia uite. Nu, nu. Nu, nu, nu. Mai sunt persoane care mă întreabă dacă mă ajută, da? Ai problemă. Sper să nu tragă și la aia, că am văzut că se mișcă pluta. N-a tras, doar... Ce frumos lucrează. Bă, hai mă, se vede? De la soare mă... Nu prea se vede bine. Ia uitați, vedeți putere ce are? Hai să-i dau eu fir așa. N-ai că dacă nu-l obosești, scap. Și nici să-l ții contra. Cât e de mic. Uitați-vă ce-i face. Cât e de mic, atât e de rău. Ia uitați-vă și voi. Ia uite-l. Hai. N-a vrut, uite-l. Acum îl iau. Gata. E un pic mai... hoț. Și cât e de mic, are o energie... frumos. De data asta să vedem la care s-a... Uite, s-a agățat la cel din de dedesubt, vedeți? La ăla de dedesubt. Dacă și nu aveam nimic în cârlig acolo. Într-unul trebuie să se agațe. Asta e partea frumoasă. Sunt mai multe cârlige și îl păcălești. Ați văzut cum l-am luat? Din bot, direct. Așa. Prima oară scoatem montura și o dăm într-o parte. O să o pun aici ca să o încarc din nou, așa, după care luăm băiatul, ca la Pentium 4. Stai, că nu-mi place, mai ales e bălos, așa e scârbos novacul. Ia uitați, stai mă, te manevrezi eu cu grijă, dar... Aoleu, ești rău, mai mușca? Și intră mâna în gura lui. Ei, am venit ea de hack. Ei, da? Hai, fata mea, hai! Ăla e! Ăla e, pe ăsta l-am luat. Ia să vedem ce zice, ce preț are. Ce preț are, e de la micuț. Băi, ce-am scăpat mai devreme, mare, bă, vreo doi. Pe ăsta nu l-am iertat. Bă, dar ce l-am scăpat pe ăla mare, bă, nu-mi vine să cred, fraților. Doi! Adică i-a scăpat. Când am tras, s-au speriat. Hai că ăsta se duce încolo, ia. Hai că se vede, pe cameră se vede. Băi, de la aici. Să-l aduc ușor să nu se curce în aia. Că așa el, fiți atenți ce ușor vine, da? Și ia să vedeți că vă uitați la lanțetă, ia uite-l. A, uite-l, sus. Uite-l aici. Tot așa frumos. Băi, dar ce... Numai novaci mari au trecut la momitor acolo. Uitați-l, vedeți cum joacă cu coada? Ia uite-l. Să vedeți că acum începe dansul. Ce credeți, că nu vede el, nu-și dă seama? Ia, hai că l-am păcălit, mă, gata. Ăsta e. Ăla e. Ei, iubesc sunetul ăsta de... de scăldătoare când se zbate el așa, pac. Altă viață. Îți ia pofta de greață. Foarte bine. Oh my god! Ăsta n-a apucat să obosească. L-am adus repede. Mamă, cum s-a dus cârligul ăsta, bă, frate? Oh my god! S-a sudat aici, să vedeți pe unde. Mă uit și la alealte să nu cumva să... Ăsta trebuie să stea cu mintea, cum să-l pot dezgăța. Ia, a intrat pe aici, pe acolo. Și a ieșit cârligul prin gură, fiți atenți. Uite așa. Stai! Stai! E și puternic. Cât e de mic? Ați văzut? Novaci sunt novaci. A, uite, l-a luat direct de buză. Și ce cârlig? Cârligul care? Din lateral, da? Un cârlig din lateral.
Am două lansete pe male, frumos așa. Asta e, acest arici face o grămadă de nebunii. Stai. A, uite-l. E ce trebuie. Rupere de normă. Hai că am mai luat unul, a fugit cu ea, frate. Băi, o baftă pe mine, ia uite-l. A luat-o direct. Ce-aia, mă, că îl nenorocesc pe Novac, mă. Îl nenorocesc. A, uitați, brotherii mei. S-a încălzit apa. Exact ce v-am spus. Vreți să prindeți Novac? Faceți ca mine. Nu vă bagă nimeni pe gât lacul. Veniți pe lacul Boteni că se prinde. Se prinde că are pește. Are Novac lacul Boteni. Novac mare. Ați văzut câte tone a băgat proprietarul. Vă duceți unde vreți. E valabil pentru toată țara. Dar eu vreau să vă arăt stilul de a pescui Novacul. Nu vă grăbiți. Și uitați. Aude. Ați văzut? Face o bălăceală. Drill-ul e de senzație. Uite. Fiți atenți că are putere și fuge cât e de mic. Vedeți? Deci ai impresia că e... Uite. Ia uite. Deci nu se oprește. Asta e tank. Așa. Eu acum mă grăbesc cu el. Nu e o problemă. Chiar dacă îl scap, e filmat, e tot ce trebuie. Haide! Mi se pare că e al șaselea. Contează că trag Novaci. Păi vă dați seama dacă mă duc pe o baltă și am auzit că sunt câteva bălți în jurul Bucureștiului, unde sunt pline de Novac. Vreau să vă arăt ceva. Aici am o lansetă, da? Perfect. Aici am alta, da? Și aici am alta. Nici o lansetă pe mal. Pentru că la una a tras, de fapt la toate a tras și uitați-vă și că n-am cum. Dar asta e bine că am activitate, nu? Ia uite-l. La ce cârlig l-am luat? Din lateral. Vedeți? Cârligul de lateral. Ei, țin coada aici ca să nu mă stropească. S-a prins în buza de sus, frumos, legal. Se pare că... Da, fiți atenți! Ăsta e ăla cu buza ruptă pe care l-am eliberat data trecută. Știți că l-am prins? Ia uitați, vedeți? Are buza ruptă și nu e de acum. Vedeți? Exact ăla pe care l-am prins, fraților. Ori l-a mai prins cineva, ori e tot ăla. Hai că e ce trebuie. Nada și montura. Auta ce bălos e. Scurge nasul, mai răcit. Așa e el, bălos. I-am venit eu de hack. Bă, ce înseamnă să stai departe? Cred că l-am luat. Ia să vedem. Bă, aici a băgat-o la fund. Doamne, cum a scăpat și ăsta. Mor. Mor, ești nebun. Nu se agață bine. Hai de capul meu. Din nou, aruncare de la domiciliu. Hai că l-am luat, nu, nici nu m-a lăsat să mănânc. Cum luam eu puiul în gură. Haide. Și cum a venit băiatul. Hai să vedem cum lucrează băiatul. Cum lucrează roșia mea. Roșcata, mai exact. E supusă unei încercări a unui Novac de vreo 2 kg, în jur de 2 kg. Fiți atenți că el vine ușor. Ia uite. Hai la mărcuță. Ia uite. Și aici începe să depune el un efort. El vine ușor. Ia uite-l. Și acum prezentarea. Eu sunt Mr. Novac. Și am venit să vă prezint. Poate l-aduc direct, dar nu prea. Hai că l-am păcălit acum repede. Ia uite, uite. Să vedeți că se zbate ăsta în mincioc acum. Mâncam și eu, mă, de ce nu mă lași? Nu e nicio problemă, că pentru tine ești nebun, sar în sus oricând. Hai că da. Ia uitați. Ia să vedem. La ce cârlig l-am luat? Fiind mai multe
Cârlige, hai că țin camera așa ca să se vadă, fiind mai multe cârlige, observați că se mai agață, v-am spus. Ia uitați, ia uitați la buză, la cârligul, care? Din lateral, cârligul din lateral. Deci ăsta s-a agățat perfect acum, nu mai avea el cum să iasă de aici. Poate să se pună în cap, că de ieșit nu mai iese. I-a dat pirs ca lume, altceva, frumos așa. Așa, da. Stai, ți-ar stâlpul, hai. Ușor, băiat, ușor. Mister Novac. Mister Pui de Novac. Băi, și am avut 3 prezentări, ce să zic, la plută. Când am tras, s-a făcut niște valuri. Erau novași mari, dar nu... I-am agățat, bine. Sunt buni și ăștia, deoarece nada face treabă. În curând o să merg pe bălți cu Novac mai mare. Să vedeți ce pot eu acolo și ce poate nada mea. Ei, da? Două mâna. L-am în două mâna. Uite mâna. Mi se pare că la aia nu l-am agățat. L-am luat la asta ea. Te-a tras la amândouă și la niciuna nu l-am agățat. Bă, ești prost la cap. Doamne ferește. Deci le-a băgat la fund pe amândouă odată. Vai de capul meu, așa ceva. Uite una și a doua, că am sărit pe ele. Băi, ești nebun. Hai că uite, l-am agățat eu aici ca să nu... Uite așa. Ca să nu fugă. Că am zis să o agăț, să-i dau... Deci e clar că e... Da, bă, nu s-a prins la niciuna. Băi, nu-mi vine să cred, l-am în două concomitent. Ce tare a fost. Așa, da. I-a băgat-o la fund și imediat am tras. Hai că l-am luat. L-am luat pe novăcel, dar până când? Bă, da, figuri pe el, bă, nu vrea să se arate. Figuri pe el până la Dumnezeu. Dar tot la roșcată vrea, nu vrea la Mariana. Mai devreme a tras la Mariana, dar cred că a venit un banc. În imaginea alăturată aveți lanseta de 40 de lei, nu, de 70 de lei. Uite așa. Să vină peste... Ăla-i. Mă, că lucrează bine, mă. Ce vrei? E o lansetă bună. Crap, caras, nemaipomenită. Uite-l pe Novac. Hai că a venit Novacul. A venit Novacul pe la ora 4. Nu e. Mamă, cum a sărit în sus, cred că l-ați văzut. 4. Nu e. Mamă, cum a sărit în sus, cred că l-ați văzut. Oh my God. Deci nu-mi vine să cred. Băi, fii atent ce se zbate. Ăsta are risc de preinfarct. La ce putere niche și la ce valoare are. Ia uite cât a sărit în sus, băi, de brother. Băi, ești nebun, a sărit în sus efectiv din apă. Ia, stați așa, să-l păcălesc, să nu vadă că e sub el. Gata. Mamă, n-am mai avut însă fuga să zăt. Băi, ești nebun. Ia uite turație pe el, frate. Băi, dar nu se poate așa ceva. E țapăn ăsta. Are 2 kg. Asta e țapăn. Oh my God, stai că mi-ai făcut spălături externe. Aude-l, ia să vedem la ce cârlig l-am luat. Mamă, ce s-a zbătut, ăsta a fost cel mai rău de azi. Oh my God, și partida încă nu s-a terminat. Ia să vedem la cârligul acesta. Uite ăsta. Stai, mă, care e cârligul de la... Ia să vedem de unde vine, din lateral, nu, tot din lateral. Încerc să vă arăt și cârligele, să vedeți la ce cârlig l-am luat. Ia uite că pățână ce are. Ia uite-l, e supărat că l-am scos din apă. Stai aici, stai, ți-ar stâlpul. Hai că stă, dacă e. Aha, te-am prins, mă. Stai, te-am capturat. Mamă, ce bălose alunecă, ești nebun, zici că-i să pun. L-am luat pe Mister... Mister Novac, uite, numai că pățâna are 2 kg, ești nebun. Ce vorbești, mă? E Terminator să moară, Larisa. A scăpat și era mare mâncat. Ai văzut? Băi, tu știi cum se simțea? Hai de capul meu. Hai, mă, că a venit și mare, mă. Băi, era mare că nu venea deloc înspre mine.
Băi, nu știu dacă ai văzut. Băi, ești nebun, adică... Dar nu vroia deloc să vină spre mine. Să fii atent, ai văzut cât de repede îi dă drumul? Ia uite-te, mă. Ce șanse, bă. Totul e să stai la control, să pe felie. Când a venit dă-i. N-ai luat nimic, unchiule? Nimic, nimic? Nu era bun, ai văzut că am luat și eu și băiatul ăsta? Da. Aia de la... Are nor, are mai multe. El a mai... Dacă n-are norul ăla să îl cheme, n-ai văzut că te-am prins, că dacă eu dau cu montura aia matale, acolo, tot acolo unde dai, uite, nu mi-a trecut prin cap să fi pus. De ce n-ai venit să-mi zici? Dă-mă un pic de nadă de-asta. Cât era? Cum arată la cutie? Păi are la... Ia uite, uite, fii atent. Bă, fraților, ăsta vine mai greu. Ia să vedem. E mai măricel? Ia uite cum l-am luat pe ăsta, bă, și... Băi, sincer, nu pot să-mi dau seama. Cred că e tot așa micuț, a? Sau e mai măricel? Băi, cum a făcut? Eu tocmai o încărcam pe cealaltă, nu prea mai am nadă. Dar, și uite, l-am luat pe ăsta. Acum, se vede? Merge filmarea? Merge. Ia uite ce a plecat. Pare tot așa micuț. Băi, și ce am scăpat. N-am mai dat drumul la filmare, fraților. Dacă vă spun că am tras de un, nici n-am apucat să dau drumul la filmare. Ia uite, ce frumos trage. Ia uite-l. Nu știu câtă greutate are, cât de măricel e ăsta. Pare tot așa, dar a venit un pic mai greu. Pare tot ca ăla. A, da, dar l-am luat de burtică un pic. Cred că s-a agățat, da, și vine pe lat și e mai greu. Da. Nu, n-ai cum să nu scapi. N-ai cum, vă garantez. Să vedeți aici, gălăgie, ce faci. Uite, l-am luat de jumate. A, măi, ce, tot are putere, mă, fuge el. Uite, așa. Ia să vedem. Hai că-l păcălesc mai repede, că l-am luat, s-a agățat și de gata. Ia uite, turați. Hai, ce să vorbim, mă? Ce să vorbim? L-am nenorocit, fraților, și astăzi. Ce să zic? A că zic că l-am nenorocit și azi. Ia uitați, la cârligul din lateral, da? La porumbul flotant, ia uite, vedeți? La porumbul flotant a vrut. Mamă, ce putere are! Stai, mă! Da, toți. Fraților, a început să plouă. Am strâns și eu astea repede. Ia uite, n-a mai mers nimic. Mai am una de... după cum vedeți, mai am o lansetă de strâns pe Mariana. Hai să vă arăt repede captura. N-am luat niciunul mare, deci nu o să rețin nimic. Vreau să vă arăt vouă așa, repede, de încheiere, și o să fac încheierea din mașină, deoarece a început să plouă. Nu m-am așteptat la așa ceva. Bine că acest GoPro, că văd că picură pe el, ia uitați. Ia uitați, fraților, ce a prins băiatul aici. Ce a produs băiatul. Novăcei. Novăcei, colăcei, nici nu știu câte bucăți am. Mi-a mers bine? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bucăți, 11 bucăți de novac, 12 și cu ăsta, 12 bucăți de novac. Păi ești nebun la cap și a început să plouă, e ora 4. Ia uitați. Baby novac. Cam așa ceva. Da? Nu știu dacă se vede de aici. Ia uitați. Se văd? Ia uite. 11 bucăți de novac, mă. Aoleu, păi data viitoare rup normele.
Gata, fraților, am plecat. Nu mai e treabă pentru că plouă de... A început să plouă bine de tot. Ia uitați. Furtună style. Gata. Mi-am făcut damblaua. E ora, dacă mă uit bine, 4:35. Gata. S-a încheiat partida, mai sunt câțiva pescari pe boteni aici. Boteni 1. E novac peste tot. E balta plină de novac. Are la novac de rupe pământul. E chestia că mai trebuie să se mai încălzească puțin afară ca să putem să ne facem treaba și alea. Și uitați-vă că de vremea a ținut totuși cu noi. E foarte frumos. Ne luăm la revedere. Vedeți că e și cald în mașină. O să dau eu un pic drumul la aer condiționat. După cum se vede, a plouat. La revedere, balta boteni 1. Ne revedem curând și cu drag, deoarece dacă vă spun că are 15 tone de novac mare și încă 5 tone de novac mic, nu vă vine să credeți, da? Nu am oprit niciun novac, ați văzut, îmi plac ce în general novacul mare, nu novacul mic, nu prea ai ce să alegi de ăsta mic gen, ca să fim sinceri. Nada cu care am pescuit este la fel, cea de la Claumar, și ca nor, de fapt nada conține nor, dar ca atractant, să zic așa, am băgat lapte praf și purici de baltă. Puricii de baltă au și rolul lor. Am citit pe niște site-uri de afară, dar totuși nu pot să spun că nu sunt buni. Deci sunt foarte buni, deoarece de câte ori am pescuit, am prins. Data trecută nu am pescuit cu purici de baltă, am vrut să văd care e combinația. Se pare că astăzi, deoarece a fost și o zi mai, așa cum să spun, imediat după ploaie, deci nu a fost foarte mare captura, dar... Păi, deci un novac pierdut în drill și alții mai mari, mult mai mari, pierduți și deoarece nu s-au agățat. Deci nu i-am agățat bine și unul l-am agățat, s-a simțit bine de tot, parcă am prins o buturugă, dar a scăpat imediat. Nu s-a agățat bine, aveam foarte mari șanse să prind mult mai mult novac astăzi, dar haide să o lăsăm așa, o să-mi iau revașa. Ce, e abia 4 jumate, păi vă dați seama că până la 7 luam 17-18 novaci. Mă bucur că sunteți alături de mine și că mă urmăriți tot timpul și sunt zeci de mii de persoane care se uită la mine și care mă urmăresc. Pe canalul ăsta mă refer, că în general sunt milioane de persoane care mă urmăresc, dar totuși vreau să vă demonstrez și vreau să vă apucați și voi de pescuit. După cum vedeți că am prins eu pește, ce am făcut eu, am spus pe video. Ce fac, spun, și ce voi face, tot așa, spun și pun la teste. Vă aștept pe Academia Tinerilor Pescari, pe Facebook, grupul meu personal și pe canalul meu secundar Shari Vlogger. Am vreo 666.000 de abonați. Și tot pe Facebook Shari Vlogger, grupul abonaților. Iar pe claumarpescar.ro, dacă vă faceți cumpărăturile, aveți 5% reducere folosind codul de reducere Shari. Haideți la cumpărături, vă faceți cumpărăturile, stocurile și imediat vă apucați de pescuit, deoarece începe sezonul din plin. Fire întinse, fum în frâne și iartă-ne, Doamne, că prindem foarte mult pește. Cel puțin eu îl nenorocesc. Sunt sau nu sunt fishhacker? Sunt.